Aproximativ 500 de popuși de colecție create în România în perioada anilor 1960-1980 au ajuns la Călărași. Jucăriile prețioase au fost create la fabrici celebre din țară și erau destinate exportului sau se vindeau în shop-uri. Expoziția de la Călărași este realizată în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București, înființată de Cristian Dumitru și va fi găzduită de Muzeul Dunării de Jos până la începutul anului viitor. Astfel, vizitatorii au ocazia să admire 500 de popuși în costume tradiționale din toate zonele etnografice ale țării noastre, dar și din străinătate. Avem plăcerea să deschidem la Muzeul Dunării de Jos din Călărași o frumoasă expoziție dedicată miniaturilor îmbrăcate în costume populare. Expoziția cuprinde aproape 500 de păpuși îmbrăcate în costume populare românești, dar și italiene, franțuzești, nemțești, chiar din Peru, chiar din Africa avem păpuși îmbrăcate în costume tradiționale. Ne bucurăm mult de această colaborare cu Muzeul din Călărași, fiind de fapt la a patra colaborare cu acest muzeu. Și invităm publicul, chiar dacă vernisajul este online, expoziția există fizic și va fi o lungă perioadă de timp deschisă la muzeu, mai exact până în ianuarie, anul viitor, să se bucure de aceste miniaturi. Costumul popular românesc, unitar în ceea ce privește componența pieselor, se remarcă printr-o mare bogăție ornamentală și cromatică, variată de la o zonă la alta, constituind specificul local. Strâns legat de modul de viață, portul popular oglindește în mare măsură caracteristicile temperamentului poporului român, dragostea de viață, optimismul, vioiciunea și sobrietatea în același timp. Sobrietății cromatice și eleganței liniei costumelor populare din nordul Moldovei li se adaugă policromia și vioiciunea costumelor maramureșene și oșenești, finețea costumelor oltenești, somptuozitatea costumelor argeșene și bănățene, cât și eleganța și rafinamentul costumelor din Transilvania. România se remarcă printr-o varietate extraordinară de costume populare, fiind una dintre puținele țări din lume unde, în anii 2000, unii oameni de la sat încă mai poartă costume tradiționale și în zilele de lucru, nu numai cu ocazia anumitor sărbători. Portul popular are aceeași structură pe tot teritoriul țării, dar se deosebește de la o regiune la alta prin anumite cum ar fi croiala, forma și culoarea. Portul popular românesc își găsește rădăcinile în portul strămoșilor noștri traci, geți și daci și se aseamănă cu cel al popoarelor din peninsula balcanică, desigur, cu deosebirile care constau în anumite decorative și colorit. În decursul istoriei, structura și evoluția costumului popular românesc și-a păstrat nealterate caracteristicile esențiale. Astfel, de-a lungul timpului, elementele principale distinctive ale costumului popular românesc au rămas cămașa, piesa de bază, purtată atât de bărbați cât și de femei, sub denumirea de ie populară sau tradițională, ițarii, specifici costumului popular bărbătesc, și fota sau catrința, prezente în portul tradițional al femeilor. Alte piese vestimentare includ pieptarul, confecționat din piele de animal, sau căciula, influențată de daci, toate acestea fiind specifice sezonului rece. Pornind de la materiile prime produse în gospodăriile țăranilor, portul popular românesc a dovedit și confirmat măiestria țăranului român în brodarea și ornarea țesăturilor, dar și în obținerea culorilor vegetale. Cu răbdare, pricepere și simț artistic, femeile au creat haine ce își păstrează spectaculozitatea și în prezent, ia populară românească fiind model de inspirație pentru mari creatori de modă, obiectul de vestimentație fiind purtat de personalități internaționale ce activează în domenii diverse.